Said I'm all about it. Yeah, I'm all about it. Said I'm all about it. Yeah, 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 yeah. Said I'm all about it. Yeah, I'm all about it. Said I'm all about it. Yeah, 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 yeah. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA Ultimate Team. Ultima combinație de la Advanced SBC, League Nation Hybrid. Pentru cine a ratat clipurile cu Hybrid Leagues sau Hybrid Nations, link-ul în descriere. Cea mai ușoară combinație dintre cele trei, adică sincer să fiu, toate sunt ușoare, cu nou game style, nu e mare șmecherie, bine, trebuie să le întorci pe toate porțile, dar easy peasy. Singura combinație care nu are pecul de 100.000 la final, totuși pecul important, avem un pec de 55.000, după aia la ultima și cea mai grea avem un 50.000, un 45.000 aici, deci resurse importante. Recomandarea mea este să le faceți la început de joc. Sigur că e loterie, fiecare cu norocul lui, chiar și așa recomand să le faceți la început, la început de joc combinațiile. Asta începem la fel ca și celelalte două combinații, de la mare la mic. Înainte de asta, nu uitați de butonașe, like, share, subscribe, cu clopuțel, cu tot, să vină notificările, și nu uitați că aveți link-ul în descriere la Instagram, Facebook, Discord și mai nou TikTok. Aia zic, pe respect. Hai să dăm bătaie. Puzzle Masters, prima, le luăm pe rând, le fac pe rând, dar cred că o să deschid la final. Nu știu de ce, deschid la final, pana mea. Ok, 5 ligi, 6 stegulețe, 2 jucători maxim de la același club, 80 cu 20 game style. Sincer, nu e greu, merge special, vezi, la club. Eu m-am dus așa între Franța, am făcut aici așa o combinație, 4 francezi, dar ligi diferite, și după aia am completat efectiv la pocneală ce aveam la club. Sincer, adică chiar ce aveam la club nu e mare, mare șmecherie, pentru că e doar 20 game style. Mergeți pe o combinație între, nu știu, 4-5 jucători același sub tațiala steguleț, și după care, dacă băgați doi jucători, știi, o combinație de doi jucători la același club, cu atât mai bine. Da, foarte ușor, dau submit, nici n-are rost să stau pe fiecare jucător în parte, pentru că chiar e simplu, e diferit de anul trecut. Sigur, la prima, cea mai dificilă, cu First Eleven, aia a fost mai dificilă, acolo e altceva, acolo e altceva, dar aici, da, nici vorbă de dificultate ridicată. Cred că am să-l fac și pe ăla. Nu, le fac pe toate și deschidem la final. Hai zic. A doua combinație, Fendiș, 4 ligi, 5 stegulețe, maxim 4 jucători la aceeași ligă. Din nou, nu e mare șmecherie. E sigur că trebuie să le întorci pe toate părțile. De preferat e să băgați 2-3 combinații, jucători sub aceeași steguleț, dar și de la aceeași echipă, pentru că vă ajută foarte, foarte, foarte mult la chemistry. Am cumpărat 2 jucători, pentru că nu i-aveam, pe Coady și pe Wilson ăsta. În rest, prima dată m-am dus pe Franța, data asta m-am dus pe Spania, nu mă întrebați de ce, nu e mare șmecherie. Prangol Play Spec, un pack de 45.000, din păcate am untradeable pack-urile, asta e puțin aiurea, sigur, când te uiți acolo nu-ți dai seama, dar da, sunt untradeable pack-urile, însă, paname, aia e. A treia combinație, Advanced, 3 ligi, aici sincer m-am complicat puțin, 3 ligi, exact 4 stegulețe, mă rog, maxim 6 sub același steguleț. De fapt nu m-am complicat, am pornit de la ăștia 3 că aveam la club și sincer m-am dus și am cumpărat ăștia 4 jucători. Deci 4 englezi de la Everton, sigur la preț de discard, cred că cel mai mult am dat pe Cody, ia să vedem, nu, cred că pe Pickford, am dat undeva la 750, 600 ăla, 500. Ăsta și ăsta, ia să vedem cât, 500, da, am cheltuit câteva mii, dar da, n-am reușit altfel să scot la capăt, pentru că e 29 la total chemistry. Bine, aici la pocneau la 2 jucători ce avem pe la club, submit, mega pack, 35.000, ok, 35.000, totuși untradeable, 3 pack-uri, deci încă un combinație și 2 pack-uri. Și ultima combinație de Challenger, 3 ligi, exact 2 stegulețe, maxim 6 jucători din aceeași ligă. Și da, m-am dus pe Spania, am coborât aici cu Spania. Sigur, combinația asta între cei doi jucători, Franța, Spania, de la Villarreal, mi-a promis să joc cu absolut toți în 3 chemistry. După care m-am dus pe Franța, dacă tot avem aici pe cuculeț ăsta, pe Franța, și la final am aruncat un joc la pocneală, un jucător din Spania. Doi, puteți să mergeți să aruncați, nu știu, din Franța, doi, sau spaniol să fie sau francez să fie, contează mai puțin. Totuși din Franța doi gold nu găsiți, cel puțin nu pe poziția asta. Deci Spania doi cred că o combinație bună. Aici Sumit, Rapid, Realect, un Prespec, ăla e. Ultimul. Acum să fie și cel din tâi, să fie și cel din tâi, hai să vedem. Rare mega pack, pack de 55.000,
chestie probabil o să termin, încă nu sunt decis cu Thiago Silva, dar chestie cred că o să vină la club cât de curând. Asemenea, se deschide pe culele astea. Puțin noroc, am nevoie de puțin noroc. Stai să văd care era, să-i dau invers. Cred că o să iau de la mic la mare. Deci 45, 35, 155. Deci ăsta ar fi, da, ultimul. Hai, a plecat. Ia să vedem. Wow, one touch. What? Franța? Tchouameni, ok. Bine. Pentru că Tchouameni are șanse mari, nu zic la inform, e greu să inform la Real Madrid, însă are șanse mari să ia imediat plus 2, 3 victorii din 8 are nevoie Real Madrid, 3 victorii în următoarele 8 meciuri și are nevoie de o victorie din 3 meciuri la Mondial. Deci în decembrie practic e 86. După aia plus 1 pentru fiecare inform. Win, ăsta e win. Ăsta e win. Ok, e un trade de ce intră direct în echipă. Nice. Cât costă? Sunt curios cât costă. Probabil că nu e scump, undeva sub 100 de mii, nu? Da. Dar e bine. Pentru început e bine. Ala Madrid din Adamas. Ok, bă, după ce l-am prins pe Dybala, parcă s-a schimbat puțin norocul. E ok, e ok. E bine, e bine. Sunt mulțumit. Ia să vedem aici dacă dăm ceva discard. La ăștia mici dăm. Dacă credem ceva mare, fac eu o pauză. Bag acolo la Kessié. Bam, bam, bam. Nice. Bine ai venit, oamenii. Bine ai venit, așa, numai bine îl vând pe ăla tradeable, pentru că eu l-am pe ăla tradeable, gold, al doilea care era, cred că era mega pack, pack de 35.000, a plecat, nice, până acum e bine, haide, ok, we take it, Anglia, CM, Liverpool, Henderson, board, hai să vedem dacă se ascunde ceva în spate. Un inform, good fodder și cam atât, un inform și cam atât. Pana mea, e totuși un pack de ceva Shadow Hunter, e totuși pack de, na, de 35.000, trimitem astea la club, ia să văd dacă poți să salvezi ceva de aici, ok, nu prea am ce să salvez, nici nu prea am la ce să, adică nu am, de efectiv nu am la ce SBC-uri să bag, am nevoie de high rated pentru Kessié, bang, aia, mai dăm și discard. Dă-i naibii. Bun, încă 3 pack-uri și de acum ușor urcăm. Urcăm în valoarea pack-urilor, dar sper să nu coborâm la jucători. Da, ok, deci ăsta e Prime, 45.000. Hai, Electronic Arts, mai pocnește-mă cu ceva. După cap, eventual. Ok, Navas îl am. Nu cred că l-am băgat la Kessié, nu. De ce l-am? Hai să vedem dacă se spune ceva în spate. Malasia, ok, Malasia, ce să zic, cred că și ăsta face ceva, face undeva la 8-9.000 dacă nu mă înșel, chiar 10.000, mă, e ok, pentru că e link acolo cu Varan, după aia dacă ai și Marțial, pentru început, pentru buget e ok, deci e ok, we take it, în rest, bă, cred că lui Navas o să-i dau discard, aia mă, ce să faci, mă, mai dăm și discard, aia e Navas, n-am ce să-ți fac, pe ăsta l-am salvat. Așa, bun. Hai, încă un jucător care se intre în echipă. Încă unul, unul și atât. Unul și mă duc. Hai, rare players 83+. Hai și cu walkout-ul. Hai mă și cu walkout-ul. Intră la Kessié. Hai cu walkout-ul ăla frumos. Și e walkout. E James de la Chelsea. Nu e walkout, e doar board. Totuși, am luat ce oamenii. Așa, și în spate Trippier, Konate, interesant pentru buget, dar ok, ia să vedem aici. Dar nici ăsta nu mă ajută. Deci pentru buget ar fi ok, Konate. Sincer, pentru buget ar fi ok, dar da, eu vreau să fac combinația aia, l-am și pe Tomori, vreau să-l duc pe Varan, deci nu mă ajută. Totuși, 2 de 84, nice. Ia să vedem ce reușim și dacă reușim, mai ales dacă reușim să salvăm ceva de aici. Ok, se pare că nu... Nu, nu-i nimic, discard, aia e, dăm mai departe. Hai, ultimul pack și ultimul pack de la toată combinația. Overall, până acum, la mine e cam luz. Nu uitați de butonașe, da, cu clopoțel cu tot pentru notificări și nu uitați că aveți link în descriere, Discord, Insta, Facebook și mai nou TikTok. Hai să vedem. Dacă salvăm ceva. Deși ce oamenii e ok, intră ok. Pentru buget, pentru început chiar e ok. Nu o pot supăra. Hai mă, măcar un knockout, am zis de knockout.
Da, nu e Ucap, e Gündoğan. Deci, dacă nu se ascunde ceva în spate, e destul de luz. Sancho, ok, e slab. Slab, mamă, da, deci pentru mine, a fost cam luz combinația asta. Deci rămân totuși cu un Tchouameni, ceea ce e ok pentru început, acum să joace bine, să-și ia cât mai rapid boost. Overall am ieșit pe minus, cred, sau nu știu dacă am ieșit neapărat pe minus, dar cu siguranță nu am ieșit pe plus. Cred că e prima dată de când fac SBC-ul ăsta, chiar și așa eu recomand să-l faceți, pentru că na, e vorba de noroc la urma urmei. Dacă nu m-a lovit pe mine, asta nu înseamnă că nu vă lovește pe voi, e vorba de noroc, nimic mai mult. Și da, chiar dacă la mine nu a venit, poate vine la voi. Bă, nu-i nimic. Ce să zic? E bine și așa rău. Uite că avem și un 83, pe ăștia îi salvăm. E bine și așa rău. La urma urmei rămânem cu un Tchouameni pe care o să-l integrăm în echipă. Da, sunt puțin dezamăgit, dar asta e, capul sus. Cam atât pentru episodul de astăzi, cam atât pentru Advanced SBC. Până data viitoare. Peace.